domnul profesor Claudiu Baia, decanul facultății dumneavoastră, în seara aceasta nu poate fi prezent. Sigur, regret foarte mult că m-a rugat să fac oficiile de gazdă din partea universității noastre și sunt deosebit de bucuros și onorat în același timp să îl prezint pe domnul academician Eugen Simion, o personalitate, vă spune, tutelară a culturii noastre umaniste, a vieții publice, a Republicii Literelor, care a fost clădită prin eforturile universitarilor și ale Academiei Române. De fapt, vă vedea în cele câteva cuvinte pe care o să vă rog să permite să le rostesc în introducerea, în prezentarea de la academician. Aproape întreaga activitate a Academiei sale s-a legat și se leagă în studiul de două mari instituții, Universitatea din București și Academia Română. Domnul academician Eugen Simion este un reputat critic și istoric literar, editor, eseist, a fost profesor universitar al Universității noastre și este în continuare profesor reputat al Universității noastre, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui înalt for de cultură și de știință între 1998 și 2006. A obținut titlul de doctor în filologie sub coordonarea marelui profesor Șerban Cioculescu, cu o teză despre Eugen Lovinescu, foarte inspirată, intitulată și provocatoră în același timp, pe Eugen Lovinescu, Scepticul Mântuit. 1969. A fost asistent, lector, conferențiar și profesor la Facultatea de Litere a Universității noastre. Din 2006 este director general al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu și București. Drept recunoaștere a meritelor științifice și academice, a primit titlul de doctor honoris causa al mai multor universități din țară. În prezent este președintele secției de filologie și literatură a Academiei Române și, nu în ultimul rând, îmi face o deosebită plăcere să vă spun și să remarc că este și președintele unei fundații naționale importante pentru știință și artă. În această calitate, domnia sa, doamna academician Maia Simionescu, care ne face deosebită onoare să fie prezentă în seara aceasta aici. Deci domnia sa coordonează împreună cu doamna academician Simionescu această fundație și... Credeți că mi-ați dat... A zis împreună cu doamna academician Simionescu. Maia Simionescu. Da, atunci am înțeles greșit. Nu, e o confuzie care să fac. În această calitate coordonează operele fundamentale ale literaturii și culturii umaniste române. Au apărut deja mai multe astfel de volume care putem spune în mod foarte legitim că sunt ediția pleiată, așa. Domnul academician Simion a publicat peste 25 de volume, a editat cărți, ediții importante, Mihai Eminescu, Eugen Lovinescu, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Tudor Ivian, George Călinescu. Cărțile domniei sale au fost traduse în mai multe limbi străine, în franceză, în germană, în engleză. Dintre publicațiile principale, aș menționa doar câteva. Mai întâi, opera de debut, proza lui Eminescu în 1964, cartea care a apărut după teza de doctorat Eugen Lovinescu, Scepticul Mântuit, cele două volume fundamentale, Scriitor Român de azi, volumul 1 1974, cu ediția a doua 1978 și volumul al doilea 1977, o carte iarăși care este chiar de votare în critica literară, Dimineața Poeților, care a avut mai multe expoziții succese.
excesive și multe, foarte multe altele. În momentul de față, domnia sa lucrează asupra unui proiect extrem de interesant, și provocator și poate și controversat sau controversabil. E vorba de existențialismul românesc și în seara aceasta ne va prezenta din rezultatele acestor cercetări pe data mai recentă și va vorbi fără îndoială de marea generație de intelectuali din deceniul al III-lea și al IV-lea, Cioran, Suriade și ceilalți periferii din jurul. Vă mulțumim! Vă spun că îmi pare bine că m-ați invitat, sunt bucuros. Am fost, cred că vă 45 de ani profesor. Nu e un protest, să știți. Chiar așa a fost. Și mă simt profesor. Mă simt profesor și totdeauna am zis că acesta e meseria mea. Mi-a plăcut foarte mult să fiu profesor și am dorit foarte mult. Și nu mă plâng că n-am ajuns de la început profesor, dar istoria a fost așa cum a fost. Mă uit la dumneavoastră, sunt oameni tineri. Mă bucur că sunteți tineri și că aveți altă istorie în față. Când am terminat eu facultatea, ca, mă scuzați că vă spun, ca șef de promoție, m-am făcut 5 ani de șomaș. Am fost șomer, 5 ani. A fost prima mea carieră. Și când mă gândesc acum, zic că au fost și mai frumoși ani mei. Eram tânăr, n-aveam nicio obligațiune de juntă socială. Atunci am citit cel mai mult și atunci am copiat cu mâna mea, spun acest lucru, așa, ca un titlu de noblețe, am copiat cu mâna mea toată proza lui Eminescu și dicționarul de rime. La rugămintea celui care a pregătit ediția fundamentală din Eminescu, Perpesicius, la Biblioteca Academiei. Vă spun aceste întâmplări ale existenței mele. Cum vedeți, sunt detașat de ele și mereu am fost detașat, pentru că n-am vrut, după aceea, când am reușit să revin la facultate, în 63-64, datorită unui om de bine care se numea George Ivașcu și era șeful catedrei, nu m-am fixat în acest prim eșec al meu. L-am depășit. Doamnă și domnilor, vă spun acest lucru pentru că totdeauna când mă găsesc în fața unor oameni tineri, încerc să le spun ceva, încerc să le dau un anumit curaj. Și dacă nu mi-o luați în nume de rău, vreau să vă dau exemplul generației mele, generația 60. Generația lui Nichita Stănescu, lui Sorescu, o generație mare de poeți și de prozatori, și de asemenea o generație de critici. Pentru noi, literatura a fost salvarea noastră. Salvarea noastră a fost literatura. Este un poet, Alexandru Filipide, care spune: M-am agățat de poalele poeziei. Așa ne-am agățat noi de literatură și, într-un fel, am putut să rezistăm unei istorii extraordinar de dure. Eu sper că dumneavoastră veți avea parte de o altă istorie și cred sincer acest lucru. Nu vreau să vă spun lucruri mincinoase. Această construcție europeană despre care noi recent am discutat, domnule rector,
domnul profesor Mircea Dumitru a fost recent primit în Academia Română. Se cuvine să-l felicitați când aveți ocazie. Și a participat la ceea ce facem noi în fiecare an, de aproape 14 ani de zile, un colombiu care se cheamă Pansel Rock și la care participă oameni intelectuali, președinți de academii, profesori, evident, scriitori, oameni de știință din toată Europa. Și discutăm despre această Europa. Și anul acesta tema a fost: există două Europe? Și dacă există, ne putem împăca? Fac această introducere pentru că veți vedea această idee exista încă din anii 30. Și atunci se discuta și s-a discutat tot timpul în ce măsură noi ne înțelegem cu frații noștri occidentali, dacă putem să ne înțelegem, dacă sunt două culturi, două religii, în orice caz există, și dacă putem trece peste handicapul istoriei. Consideră că nu putem trece și nici n-ar fi bine să trecem. Pentru că ne-am pierdut identitatea. Aceștia consideră că, de fapt, construcția europeană nu este valabilă și nu va rezista. Eu sunt nu printre sceptici, eu sunt printre cei care cred în această construcție politică, economică, juridică și sper să fie și o construcție culturală Europa, comunitatea europeană. Și ceea ce ne leagă pe noi, ortodoxi sau ce-o fi noi aici, în răsăriți de cei din Occident, care sunt majoritar catolici sau protestanți, este tocmai cultura, tocmai elementul coagulant este cultura. Acum, revin la tema din... Am ales această temă pentru că vreau, de fapt, să vă vorbesc despre Cioran. Despre pe care noi l-am publicat de curând. Din păcate, n-am putut difuza opera lui românească, sunt două volume, sunt 3.500 de pagini. Atât a scris Cioran în limba română, necunoscute cea mai mare parte până acum. Nu le-am putut, din motive diferite, să le difuzăm. În schimb, eu am scris o carte care a apărut chiar astăzi. E prima zi în care apare o carte despre Cioran. Am pus un titlu mai complicat, se cheamă Mitologia Nedesăvârșirilor. Se cam scrântește limba puțin, dar nu știu ce mi-a venit să o spun, să pun acest titlu, pentru că vreau să spun ceva ce se întâmplă cu Cioran. Și anume că negaționismul lui puternic este cel mai negaționist filozof din secolul al XX-lea, pe urmele lui Nietzsche, bineînțeles, Cioran, se întâmplă un lucru foarte curios cu scriptura lui, cu literatura lui. Când pune această negație fundamentală în fraze, frazele încep să pântuie, nu știu cum să spun, devin fastoase. Și după ce îl citești, nu ești prăbușit, deși el vorbește numai de angoase și de îndoială, se consideră un filozof al îndoielii, din potrivă frazele sunt fermecătoare, miraculoase, într-un anume sens. Creează o mitologie din aceste nedesăvârșiri. De aceea i-am zis lui Cioran, creatorul unei mitologii a nedesăvârșirilor. Dar n-aș vrea să vorbesc numai despre el. Este o întreagă generație care este cunoscută, dar mai mult, după părerea mea, nu este cunoscută. Din două motive, dacă nu din trei. Și niciodată nu am spus pe nume acestei generații. Este vorba de generația lui Eliade, generația lui Noica, generația lui Cioran
generația lui Mircea Bucănescu, a lui Eugen Ionescu și așa mai departe. O generație numită ba generația criterionistă de la revista și gruparea care ei au creat-o în anii 30, în 34, dacă nu mă înșel, sau se mai spune generația tragică, generația prăbușită, i-a spus, mi-amintesc Zaharia Stank într-un articol polemic din această perioadă, adevăratul ei nume, adevărata ei substanță și trebuie să-i spunem gardare, este generația existențialistă. Dar nu s-a discutat acest concept, n-a intrat în istoria literaturii și nici în critica literară. Vă spuneam din două, dacă nu din mai multe motive. Eu am să vă spun două. Întâi, critica raționalistă de atunci, critica puternică, adică criticii din jurul lui Lovinescu, dar și ceilalți critici de la Viața Românească, mai fi Ralea. Deci criticii care dădeau atunci tonul, nu au luat în serios această generație. O considerau o generație iraționalistă, o generație care nu operează cu concepte egale, neserioasă, în esență. Dacă urmărești ce a scris critica în această perioadă, observ că puține lucruri esențiale, oricum, nu de bine, ca să spun așa, despre generație. După aceea s-a întâmplat altceva, mai grav, care a marcat această generație care voia să facă lucruri mari în istorie. Vom vorbi în puținele minute pe care le-am, vom vorbi despre acest lucru. Vreau să schimbe structura culturii române, vreau să construiască o societate, o Românie culturală. O Românie, spunea Nae Ionescu, profesorul lor, maître français, al acestei generații, o Românie culturală, o Românie filozofică, o Românie care să bazeze pe religie, pe ortodoxie și mai ales pe varianta ortodoxiei românești. De unde l-a început acești tineri, în jurul anului 1927-28? Veți vedea de ce 1928 este important. De unde ei vroiau și puneau problema dacă trebuie să aleagă între spiritual și politic și votau toți, ca să spunem așa, scriau toți în favoarea spiritualului, opțiunea pentru spiritual, e bine, după un deceniu, după 1935, mai toți au optat pentru politic, nu au părăsit spiritualul, dar au optat pentru politic și mai ales pentru un extremist de dreapta care le-a marcat existența. N-au putut să-și facă programul, să-l ducă programul până la sfârșit. Iar după război nu s-a mai putut vorbi decât într-un singur fel și cu un singur instrument despre această generație, și anume prin pamflete și negând în totalitate programele acestei generații din motive, cum am spus, motive politice, pentru că cei mai mulți dintre ei au optat pentru extremismul de dreapta, au scris articole, nu mult. Eliade are 5 articole în care vorbește despre mișcarea legionară. Lui Cioran, Iesenei s-au găsit câteva articole, între care unele foarte scandaloase, din aceeași epocă. Atunci, în România, care a intrat într-un alt regim politic, în 1947, 45, 47, de fapt, pe nume regimul totalitar, regimul comunist, acești scriitori nu au mai putut fi judecați decât din unghi politic. Ceea ce este sigur că este un unghi foarte limitat. Iată pentru ce astăzi m-am decis să vorbesc despre acest lucru. Iată de ce am scris această carte despre Cioran, am scris o altă carte despre Eliade,
și una despre Eugen Ionescu. O generație mare, puternică, după părerea mea, cea mai puternică după generația lui Maiorescu, Eminescu, generația juninistă. Cu destine diferite. Unii au rămas în exil, au plecat în exil, au făcut acolo mari cariere. Sunt cei trei mari români despre care vorbim și cu care ne lăudăm. Iliade, Ionescu, Cioran. Alții au rămas aici și au intrat în pușcărie. Mircea Vulcănescu a murit în pușcărie. Noica și-a făcut această universitate subterană, cum se numea metaforic. O generație care a fost risipită. Și încercăm astăzi să o înțelegem mai bine. Și ca să o înțelegem mai bine, trebuie să-i și tipărim. Domnul rector amintea aici de o colecție pe care noi am făcut-o la Fundația Națională de Înduștință Ceată, care este o fundație a Academiei Române, și în care am publicat până acum pe clasicii literaturii române. Am ajuns la 150 de volume în ediția Pleiad și am publicat și pe Cioran, pentru prima dată. Pentru prima dată Cioran este publicat, l-am publicat pe Mircea Eliade. Și i-am publicat pornind de la principiu că trebuie să-i publicăm integral, cum sunt. Istoria este așa cum este. Noi o putem comenta, dar nu mai putem schimba, nu mai putem suci un verb. Și dacă vrem să o comentăm corect, trebuie să avem toate textele în față. Așa am procedat și cu, ca să iau și din toate domeniile, și cu Mihai Sebastian, care a fost colegul lor, elev al Unai Ionescu, și el, și care s-a trezit între două tabere. Așa vom proceda cu un alt scriitor care mie îmi place foarte mult, Fundoianu, un mare poet, devenit un filozof existențialist, de nuanță religioasă, prin opera lui franceză, în special prin una celebră din 1936, care se cheamă La conscience malheureuse. De fericire. Ce leagă de acești tineri care în 1925, 26, 27, născuți la începutul secolului. Eliade s-a născut în 1907, Ionescu, Eugen Ionescu, 1909, s-a mai întinerit el puțin în Franța, cu 3 ani, dar 9 s-a născut la Slatina. Cioran s-a născut în 1911 la Rășinar, fiul preotului ortodox de acolo, și așa mai departe. Niște oameni foarte speciali. Îi judecăm împreună, dar ei se diferențiază enorm în multe probleme. Dacă nu am timp acum să vă dovedesc, am încercat în această carte, de pildă, să pun față în față pe Eliade cu Cioran. Să deosebesc în foarte multe lucruri. Să și întâlnesc în multe idei. Oricum, ei voiau, îndată după război, în deceniul al treilea, vroiau să schimbe ceva fundamental în cultura română. Eliade spune odată, zice, marea problemă a românilor a fost ca ei să trăiască în aceeași țară, problema unirii. Și, într-adevăr, acesta a fost visul românilor. Al școlii ardelene, întâi, dar după aceea, al întregului secol al XIX. Fără să mai coborâm până la cronicar, moldoveni sau munteni, unirea română, marea unire, care s-a realizat. Acum spuneau oamenii aceștia care nu făcuseră războiul, îl străbătuseră în adolescența lor, noi nu mai avem de rezolvat această problemă națională. Trebuie să ne concentrăm asupra culturii. Și
gândeau în fel diferit. Există o anchetă organizată în jurul anului 27, 1927-28, de un alt membru al acestui generații, un om interesant, Petru Comarnescu, care venea cu cultura americană, a scris o carte care a avut mare succes în epocă despre omul american, Homo Americanus. A făcut o anchetă și întrebarea era ce vreți să facem, ce trebuie să facem în cultura română. Și toți spuneau că trebuie să schimbăm, să facem o Românie spirituală, în care spiritul să fie esențial, cum vă spuneam. Sunt primele semne că această generație respira european. Pentru că în toate țările de cultură se discuta cam despre același lucru. În 1928, într-un manifest care a apărut în revista Gândirea, intitulat Manifestul Crinului Alb, un număr de tineri, dintre care este și regăsim pe Petru Marcu Balș, acesta este viitorul scriitor Petre Pandrea, un personaj extrem de interesant din această generație, care în 1933, când generația s-a despărțit politic, a luat-o spre stânga. Ceilalți au mers spre dreapta și pe urmă spre extremă dreapta. Să nu credeți că lui Petre Pandrea i-a mers mai bine dacă a luat-o spre stânga. A făcut două rânduri de pușcărie. Una atunci și a doua, cea mai groasă, cea mai tare, a făcut-o după război, când comuniștii pe care el i-a apărat, a fost avocatul lor, l-au băgat la închisoare pentru că era cumnat cu Pătrășcan. Și a făcut mulți ani de pușcărie. Un personaj extraordinar, extraordinar. Păcate nu se vorbește prea mult despre el. Vreau să găsesc un editor și să vă explicăm un doamnă academician în colecția noastră opere fundamentale. Acest oltean din Balș, carte nemțească foarte bună, care și-a petrecut toată tinerețea în pușcărie și a scris niște cărți în pușcărie și când a reușit, când a ieșit, care sunt extraordinare, printre care memoriile, dacă știu titlul bun, Memoriile mandarinului Balac. E adevărat, așa se cheamă, da. O carte splendidă. Vă spun despre această generație. E bine, îl găsim printre cei din 1928, care semnează manifestul Crinului Alb. Ce voiau acești tineri? În primul rând erau împotriva bătrânilor. Bătrânii să se retragă. O idee care e ciproșastă. Ei vreau să trăiască astfel. Să trăiască la un mod frenetic, zice eu. Frenetic. Completuditiv. Era un cuvânt care strâmbă limba puțin. Exact. Completuditiv. Vreau să trăiască. Adică era o veche rederie romantică pe care eu încercau acum să o pun într-un program politic. Ei bine, programul lor reprezintă, după părerea celor care se ocupă de această generație, prima manifestare existențialistă organizată printr-un program. Nu-i foarte clar. Țineți minte că tot în această perioadă Heidegger publică vestita lui carte și începe să se vorbească. Deci, existențialismul românesc, pentru care aș dori să vă câștig pentru acest concept și pentru acest este un fenomen foarte important în cultura noastră și este un fenomen european. Mi-amintesc că Mircea Eliade spune că noi am fost, zicea el, contemporan în Europa prin cursul Nae Ionescu. Eu aș zice că noi am fost contemporan cu Europa probabil în cursul Nae Ionescu. Ne-am citit, ca să spunem așa, acelea care au fost publicate, metafizica lui.
și care, într-adevăr, erau sincronice cu mișcarea de idei din Europa, am fost chiar în avangarda Europei, cred, prin avangarda românească, care a avut un eșalon românesc foarte puternic, au făcut avangardiștii noștri, au făcut mari cariere în Occident, mă gândesc la Tristan Tzara, care astăzi s-a socotit un mare poet francez, Tristan Tzara, Brodeur, cum spune, Brauner al nostru, Victor Brauner, un pictor suprarealist de mare forță, recunoscut, iată, are o posteritate bogată, Brâncuș, nu mai vorbim, Ștefan Lupașcu, filozoful care, mă rog, a lăsat urme în cultura franceză. Deci am fost contemporan prin mai multe fenomene. Dar acest fenomen de acum, pe care vorbesc în această seară și pe care să-l numim pe numele, repet, lui adevărat. În 1928-29, când a apărut manifestul Crinului Alb, critica raționalistă și-a cam bătut joc puțin de acești tineri exaltați. Mi-am amintesc că Vladimir Străinu îi numea tremurici. Iar Rada, care scria la Viața Românească, îi compara cu Rasputin. Ei bine, un alt critic, și anume Șerban Ciocudescu, a folosit un cuvânt de cafenea, un cuvânt peorativ, le-a spus trăiriștii. Trăiriștii, trăirismul. Și sigur că era un cuvânt baciocoritor pentru anumite trăiriști, vă rog, niște tipi tremurici, nu? Care s-au și în treabă. Acum trebuie să fim atenți. Trăirismul este, de fapt, varianta românească a existențialismului românesc. Pentru că, dacă urmărim metafizica lui Nae Ionescu, adică cursul lui de metafizică în 28, 29, 30 până în 31, cred că a ținut acest curs, a fost publicată după notele de curs în anii 40 și după aceea au apărut câteva variante ediții mai noi. Vedem că multe din problemele pe care le ridică el acolo sunt de ordine existențialist. De pildă, vă dau o singură idee care circulă pe la toți acești, la elevii lui, și anume ostilitatea față de filozofia de școală. Până târziu, chiar și până în epoca noastră, Noica vorbea de Ghetul Maiorescu și de filozofia de școală. Ce este filozofia de școală? Dacă o traducem în limbajul filozofilor existențialiști, este ostilitatea față de filozofia ca sistem. Una dintre ideile fundamentale care există de la Kierkegaard, cel din tâi dintre filozofii, dintre precursorii existențialismului, este ostilitatea față de Hegel și de filozofia ca sistem. Dacă vorbim de modelele existențialismului românesc, sunt câteva. În primul rând, sunt aceste modele Kierkegaard, pe care l-au descoperit filozofii în secolul al XX-lea, în primele decenii, și de la care pornesc existențialismul european. După aceea există o altă direcție venită din altă cultură, prin Dostoevski și prin filozofii ruși, și această direcție a avut un mare efect în cultura noastră. Am urmărit toate lecturile lui Eugen Ionescu, Cioran, ei bine, cam toți au citit pe Șestov, Berdiaev, Rozanov, îl pomenește la un moment dat Cioran, filozofii ruși, mistici ruși, și care tot ce se revendicau într-o anumit sens de la Dostoevski. Nu este întâmplător, poate, faptul că
prozatorul secolului XIX, care este recuperat și devine un model pentru proza din secolul XX, este Dostoievski. Zilele trecute l-am recitit pe Ibreila. Un om interesant, dar e un om din celălalt secol, ca spirit este din celălalt secol. Îl publicăm acum și l-am recitit, că vreau să spun ceva despre el. Și mi-am confirmat faptul că Ibreilan este criticul care aduce, de fapt, marea proză rusească în sensibilitatea literară românească. A scris enorm de mult și într-un mod afectuos despre Turgenev, despre Tolstoi, despre mari ruși, mari filozofi. N-a scris despre Dostoievski, curios. A scris despre Proust, este printre primii critici români care prizează modelul Proust, n-a scris despre Dostoievski. Nu sărise, ca să zicem așa, pragul secolului 20, rămăsese într-un cerc al sensibilității. Dostoievski și despre Dostoievski, deci pe Șestov, vorbește pe la începutul anilor 20. Nota bene, începutul anilor 20. Deci, că nu prea se știa bine ce se petrece cu Jaspers, cu Heidegger nu-și publicase cartea. În schimb, Fundoianu vorbea despre Șestov prin anii 1922-23, a apărut nu de mult o carte cu articole lui publicate în presa evrească din România. Sunt primele semne, după părerea mea, că o nouă sensibilitate, noi modele spirituale încep să pătrundă în cultura. Ei bine, trăiriștii, definiți printr-un termen de cafenea, cuvintele se mai schimbă, vă spuneam, acum trăirismul este luat în serios și când și va trebui să-i facem un loc în istoria literaturii noastre, în istoria culturii noastre. După aceea, în anii 30, încep să debuteze acești tineri în anii 30, nu? În 34, cum știți, Eugen Ionescu publică Nu, Cioran publică o carte care a produs un imens scandal, cartea lui prima pe culmile disperării. Iliade are o carieră, schimbă puțin tradiția, în loc să meargă în Franța sau în Germania să-și facă un doctorat sau să-și termine, să-și încheie curs, să duce în India și vine cu altă cultură. Este faptul care se va recunoaște foarte mult. Ascultam cu câțiva ani de zile un profesor de la Sorbona care îl lăuda pe Iliade și spunea Iliade a adus cultura hindusă și toată scriptura hindusă a adus-o în Europa și prin Europa a adus-o în lume. Și poate că este adevărat. Oricum, Iliade este cel care a schimbat poate cel mai mult modelele romanului românesc. Și eu aș fi vrut astăzi să am timp să vorbesc despre romanul lui existențialist. Primele lui romane sunt romane existențialiste, cu o problematică existențialistă. Huliganii, Întoarcerea din Rai, chiar cărțile lui, mai trei cărțile lui cu subiecte exotice, au o încărcătură existențialistă. Ce vor, în fapt, existențialiștii? Ce care mare au schimbat? Una v-am spus-o. Nu mai vor să înțeleagă în filozofie ca sistem. Este o idee pe care o găsim și la Nietzsche. Nietzsche spune undeva, ne amintesc, orice om de sistem este un om dubios. Poate că nu sunt termenii, poate sunt chiar mai dur, dar așa îmi amintesc eu că o spun.
Este o idee pe care, pe care o îmbrățișează acești tineri. Și cel mai mult și cel mai elocvent este chiar Cioran. Cioran se desparte de filozofie. În a doua lui carte, sunt niște pagini superbe prin care el se desparte de filozofie. La ce sunt buni filozofii, zice el? La ce sunt? Ei bine, nu se desparte, în realitate. Că chiar despărțindu-se de filozofie, el creează filozofie și o creează în ramura poate cea mai apropiată de literatură, și anume moralistică. Cioran este, în esență, un mare moralist. Poate cel mai bun pe care l-am dat noi românii. Și noi românii avem moraliști. După poeți, moraliștii sunt moralistica și moraliștii reprezintă performanța românească. De la cronicar, de la Cantemir în special, ce mare moralist este Cantemir, 1700, când el încropea o limbă, folosea noțiune, traducea pe Platon și pe Aristotel despre feldeință, feldeința la români, felul de a fi al română, care specific român. Mi-a plăcut acest termen. Cătăința și așa mai departe, înființa un limbaj filozofic. Ei bine, în cărțile lui, în Divan, dar mai ales în roman, în istoria ieroglifică, toate acele paranteze în roman, care sunt și cele mai frumoase, de altfel, sunt paranteze moraliste, sunt aforisme. Cioran merge pe această tradiție și cele 5 cărți pe care el le-a publicat în limba română, iar celălalt articole care au rămas în presă și pe care le-am publicat noi, așteaptă să fie citite. Deci, întâi, rezum. Existențialismul. Oroarea de sistem. Pornește de la Kierkegaard, care spune, în al doilea rând, respingerea filozofiei obiectivități. Nu există. Iar Cioran spune, eu nu vreau să fiu un filozof. Eu sunt un filozof privat. Un gânditor particular. Asta se recunoaște. Un gânditor particular. Vă amintesc că într-un roman al lui Eliade, scris și publicat în Occident, Noaptea de Sânziene, există un personaj, unul cel mai interesant din romanul lui, care se cheamă Biriș. Și e prins la... vrea să fugă în Occident și Biriș spune, eu sunt un filozof particular. Era, de fapt, aceeași fantasmă care circula în generație. Și cel mai bine, repet, o exprimă Cioran. Deci, obiectivitatea. Pun în discuție pozitivismul, de fapt. Pozitivismul. Sunt pagini foarte elocvente în acest sens, în scrierile lui Eliade. Scrierile lui Eliade și în scrierile lui Noica. Scrierile lui Noica din această perioadă. Nu vreau să depășesc o anumită. Nici n-am început bine și trebuie să închei. Vă rog să aveți puțin un pic răbdare. Mi-am propus să închei la ora 20. Domnilor și domnilor, despre existențialism va trebui să vorbim de aici înainte. Uite, am invitat, am în seara aceasta aici, pe Paul Cerna, care este profesor și care pregătește o carte despre... I-am sugerat eu să o scrie și sper să o facă bine, o carte despre existențialism. Domnul Marin Diaconu, cel care a făcut edițiile Cioran și Mircea Vulcănescu, la sugestia mea, pregătește o antologie cu texte fundamentale ale existențialismului. Trebuie să le cunoaștem. Trebuie să ne cunoaștem bine cultura și să o ștătăm drept. Nu-mi plac lăudătorii
de serviciu, cei care consideră că suntem buricul pământului. Nu-mi plac nici scepticii de serviciu. Cultura română, așa cum este, este cunoscută în adevărat. Și acesta este un fenomen important, fenomenul existențialist. Francezii își devin existențialiști în timpul războiului și mai ales după, prin Sartre, Camus și Madame Simone de Beauvoir, după război. Nemții erau mai înainte. Legătura noastră este cu cultura, filozofia germană. Deci eram sincronici, eram sincronici cu trăirismul nostru. Neînțeles în epocă, iar după al doilea război mondial nu s-a mai discutat 50 de ani despre această problemă. Nu vă spun din ce motive. Nu toată lumea, hai să ne înțelegem, l-am citat pe Ramea, și pe Călinescu. Călinescu, în marea lui istorie din 41, are un capitol Literatura neliniștii, dar nu ia în serios, nu-i consideră serios. Trebuie să citim și pe Nae Ionescu, să citim cu atenție metafizica lui, să vedeți, probabil că ați și făcut-o, pentru că sunteți umaniști, chiar dacă sunteți juriști. Aș citit-o probabil terminologia, noua terminologie și problematica, spune existențialistul, o găsim în cursurile lui și uneori în articolele lui, de pildă în Roza Vânturilor, pe care l-a publicat singurul de altfel, publicat în timpul vieții lui și pregătit de Mircea Eliade. Ne amintesc de un articol al lui Blaga. Acest lucru poate e bine să-l știți. Este un articol în 41, dacă nu mă înșel, în revista Seculum, revista pe care Blaga o conducea, în care găsim o negație fundamentală a existențialismului. Interesant. Cel mai mare filozof al nostru, al momentului, și probabil de Ferland, nu priza, cum se zice cu un termen barbar, nu priza existențialismul. Și ce îl supăra cel mai tare? Faptul că existențialiștii nu acceptă sistemul de gândire. Spunea, în afara sistemului de gândire nu există nimic fundamental. Și a scris un articol foarte nedrept despre această mișcare care de-abia se coagula la noi. Dar tot în secolul apare un studiu, după aceea studiu a devenit o carte, a unui filozof mai puțin cunoscut astăzi, uitat, Grigore Popa. Are o carte despre existențialism. Iar studiul din secolul este foarte citise pe Heidegger, îl comentează, citise pe Jaspers, Carl Jaspers, și era la curent cu mișcarea de idei. Vă mai spun un lucru și cu aceasta închei. A existat o literatură, să spunem, critică, filozofică despre existențialism, dar există cel puțin câteva opere care sunt remarcabile și pe care trebuie să le atașăm acestui curent. În primul rând sunt cărțile lui Cioran. Cioran este un personaj extraordinar, vorbim de cultura noastră. Trebuie să treci peste două handicapuri ca să-l înțelegi. În primul rând să depășești puțin negativismul lui, care este furibund și construit, și să mergi ceva mai departe la substanța scriturii lui, care este formidabilă, pentru că scritura e atât de fastoasă încât detensionează conținutul de îndoială, această mitologie a îndoielilor, a nedesăvârșirilor, cum am spus-o eu.
Cărțile lui sunt absolut splendide și să citesc, sunt opere de creație, să citesc ca opere de creație, splendide, creator de limbă, un mare creator de limbă. În al doilea rând, există în 43 un mic studiu al lui Mircea Vulcănescu, care este o operă existențialistă pură, despre dimensiunea românească a existenței. A fost o conferință, au publicat-o atunci, au publicat-o Noica și Floru într-o revistă, Doare de filozofie, dacă nu mă înșel, și am publicat-o noi prin anii 80 în revista Caiete Critice. Mi-amintesc că a fost un mare succes pe care l-am reputat, că l-am putut aduce în actual. Este primul studiu despre filozofia ființei. De fapt, acesta este miezul existențialismului. Ei nu mai fac o filozofie de școală, nu mai fac o istorie a filozofiei, o filozofie a conceptelor, fac o filozofie a ființei. Și în filozofia ființei omului intră omul ca subiect fundamental pentru filozofie. E ceea ce spune tot timpul Cioran, omul, insul, individul. Și doi, existențialismul aduce ca temă de meditație metafizică, temă de meditație, religiosul ca element fundamental al ființii, dimensiunea religioasă, gândită și explicată altfel decât o fac teologic. O fac din punct de vedere filozofic, spiritual. Și despre acest lucru vorbește și controversatul Naionescu. Este cel din tăi care pune într-un mod foarte argumentat, demonstrativ, problema religiosului ca element important în ecuația existenței. Deci religiosul, în al doilea, filozofia este subiectivă, nu este obiectivă. Și doi, tema fundamentală este existența, existența ca tare, de care... Ei, o frază, și promit că închei, despre care, de fapt, ar fi trebuit să vorbesc eu, că aici mă simt mai la mine acasă, și anume, efectele acestei filozofii în literatură, în literatura română, au fost foarte puternice. Vă dau două exemple doar. O întreagă generație de scriitori, de tineri, unii sunt prustieni, de pildă, cum este Holban, Hortensia Holban, Camil Petrescu, într-o oarecare măsură, mai mult nu știa, dar există un alt grup de scriitori care merg pe alte modele, nu pe modelul prust. Iliade, în primul rând. Iliade, în primul rând, de care am vorbit. Blecher. Marcel Blecher, care nu-i prea cunoscut, cu cărțile lui atât de strani, cu cărțile, niște monografii ale suferinței, ale disperării, ale suferinței umane. Vin și am găsit articole ale lui Blecher despre problemele existențialiste ale momentului. Dar poate lucrul cel mai important, faptul că acești tineri care citiseră sau știau despre Heidegger și despre literatura subiectivă, inventează într-un anume sens jurnal, aduc jurnalul intim în literatură și literatura subiectivă ca asta. Aici Iliade, iarăși, este un nume de citat. Și alte, așa, n-am putut vorbi, n-am avut timp să vorbesc, de fapt, despre, poate, produsul cel mai important în domeniul filozofiei, dar și al eseisticii literare, filozofice, este Noica. Noica, cartea lui splendidă, cu care cred că va intra în posteritatea culturii române, cât timp va exista într-o lume, este Rostirea românească. Cartea de 1970-72, dacă nu mă știu. O carte absolut superbă. Este o carte
care încearcă să descoperă gramatica spiritului românesc într-o gramatică a limbii catare. Reia, într-un fel, tema lui Mircea Bustănescu din Dimensiunea și scrie două asemenea cărți, care, de fapt, constituie o unitate, o carte absolut splendidă. Mă opresc aici. Existențialismul românesc. Vă rog să vă gândiți așa o dată pe zi, dacă puteți, și la acest concept și să încercăm să... Pentru că este un concept pe care trebuie să-l reconstituim și să-l definim ca atare. Și este important pentru cultura noastră. Există o fotografie frumoasă pe care eu o țin în biroul meu. Trei români la Paris. O fotografie din 1977. Trei oameni în vârstă, aproape bătrâni. Unul este Eliade, la mijloc este Eugen Ionescu și celălalt este Cioran, bineînțeles. Această fotografie, cei trei români la Paris, sunt cei trei mari existențialiști, cred, ai noștri. Vă mulțumesc!